Ia să vedem, Roxy, Roxy și Bogdan. Da. V-ați distrat? Da. Da? Da? A fost bine? Da. Ia să vedem și noi. Rândul petrecerii, intențiile de joacă a doi concurenți se decupau din peisajul distracției. Roxana și Bogdan își disputau adevăruri și impresii de necontestat. Bebelușa ascunde ceva. Nu, Bogdan ascunde ceva, că bebelușa e cu minte. Bogdan tot timpul ascunde ceva. Așa ai, uite. La orice. Ce muzică vrei să pleci, mă? Dar de ce? De ce nu te simți bine? De ce? Din că ai un motiv, sigur ai un motiv. Acasă. Am un cadru frumos? Vezi, vezi cum te învârți, poate nu mai vine Alina acasă dacă faci prostii. Cine? Alina. Ah. Alina? Ia revino-ți un pic. Mi-a trimis poze azi. Cu ea? Și ce ți-a scris? Ce ți-a scris? Mi-a scris că da! Că vine, că te vrea. Da! Și tu o vrei! Ce te joci? Nu, e! Ce te joci? Băi, Roxana! Ce te joci cu focul și ce o să te arzi? Alina, dacă te uiți la noi, să nu vii în casă! Nu veni în casă, că băiatul ăsta... Nu știi ce-i cu capul lui, ce are în cap, ce are... N-ai nicio treabă cu el! Nu știu ce ți-a scris în scrisoare, dar păstrează scrisoarea și lasă așa. Nu mă vei înțelege niciodată. Mai ai de descoperit. Păi îmi dau seama că nu ești un om ușor de descoperit. Și că ai multe de ascuns. Și că ai multe. Și că ești așa. Și că dacă femeia care te ia, uite așa trebuie să te facă, să te aibă cum trebuie. Cum să mă vezi nepăsător? Serios. Bine, probabil atunci când trebuie, dar... Nu te cunosc, Bogdan, nu am cum să... Nu ai avut cum să mă cunoști. Și nu o să te cunosc nici într-o viață, dacă e să o luăm așa. Mereu mai e ceva de arătat și mereu mai e ceva de... Tot avem. Exact. Știi cât, mai, știi, cât, știi cât mai citit până acum? Da, nici 5%. Nici 5%. Nu mai citit nici 5%. Nu. Hopa! Mă, ăsta e flirt pe față. Adică flirt de la, ca la carte, știi? Deschid Dex online și vă dau definiția flirtului. Asta e. E, râdem, glumim. Da. Mă închid în casă la petrecere. Râdem, glumim noi. Uite, când vin eu aici cu voi, da, râdem, glumim. Asta e râdem, glumim. Da, ce ați făcut voi ăla e flirt. În toată regulă. Nu e așa? Dar hotărăște deodată, vrei la mama sau să te măriți? Eu vreau la mama, nu știu dacă din chestia asta vi s-a părut dumneavoastră că vreau să mă mărit, chiar nu. Doar păi de-aia ai venit aici, nu? Tot. Da, dar nu e Bogdan omul cu care... Eu da, Bogdan, e mai bine tăceam. Dar de ce de n-am Alvina? V-ați spus păi o părere. Păi ieșit un porumbel din gură. S-a făcut mică, doamna mama. Consider că nu mi-a ieșit niciun porumbel. Ți-o spune aia de seară, știi? De ce te-ai supărat? Nu m-am supărat, dar... Nu, dar de când am venit în casă, am tot lăsat lucrurile să meargă așa, într-un fel, în care să-mi fie și mie bine, să le fie și lor bine și cred că am lor fost... Lor cui? Concurenților. Colegilor, așa? Colegilor. Da. Așa. Și? Și cred că deja se ajunge undeva unde eu sunt doar un bebeluș care tace și... Nu vorbește și nu spune prea multe, dar de fapt mai am și eu lucruri de spus și mai am și eu păreri și dacă nu mi le expun când simt să mi le expun, uneori mai explodez și eu. Păi asta e o greșeală, trebuie să spui ce ai de zis. Dar nu sunt eu om care să stau, adică nu fac asta nici acasă, nici afară, nu stau să spun mereu ce mă deranjează, ce nu-mi place, mai bine evit unele situații. Dar ești o fată frumoasă, Roxy, de ce nu? Ai început să te deschizi într-adevăr. Și nu deja v-ați auzit fetele bebelușa, că te-ai comportat ca un bebeluș alintat. Da, că așa îmi place mie să mă comport. Da, da, avem întăriri puternice din spate, apropo de bebeluși alintați. N-ați văzut nimic? Da, da. Ok, am prins-o pe asta. Așa, spune. Ce să spune? Am crezut că a trecut aia cu vreau acasă la mama. Nu, nu a trecut. Eu susțin chestia asta, adică nu pot să...
Și noi crezusem. Nu e băiatul potrivit încă pentru ea și de-aia vrea acasă. Nu, Bogdan e un om frumos, e un bărbat matur, e, știe ce vrea. Doar că ne apropiem pe aici și mai râdem și mai stăm împreună și glumim, e că nu am putea să stăm închiși și să nu vorbim cu nimeni, mai ales ceilalți, fiecare cu fiecare, și nu e ca și cum, gata, m-am apropiat de Bogdan, ne căsătorim și fugim în lume. Ar fi rău. Da, Bogdan, cum e cu Alina? Nici eu nu mai știu. Eu-l tachinam, din partea mea erau tachinari. Cum să fie? M-am mai gândit la ea. Încă te mai gândești? Că știi că ți-am dat un timp de gândire. Te mai da, gândești sau? Nu mi-am spus cât. Sau s-a oprit gândirea? Nu mi-am spus cât. M-am mai gândit. M-am mai gândit și încă mă mai gândesc la ea. Bine, mai gândește-te. Luăm o scurtă pauză și după pauză o să vedeți și ce cred băieții despre Rupsi, noua concurentă. Așa, și fetele! Parfum! Așadar, ce cred concurenții despre Rupsi? Așa, când nu știu ei că îi filmează cineva. Aha, pauză!